Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom face împreună o prăjitură cu iaurt grecesc și fructe. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Dacă ești în căutarea unei prăjituri simple și ușoare, atunci prăjitura cu iaurt grecesc și fructe ar putea fi exact ceea ce îți dorești. Este un desert perfect pentru vară, dar de fapt poate fi savurat în orice moment al anului, folosind fructe sezoniere disponibile. Această prăjitură delicioasă cu iaurt și căpșuni este o adevărată explozie de gust și culoare. Fructele proaspete și aromate sunt vedeta spectacolului, iar textura sa umedă și coaja crocantă de unt o fac să fie o alegere perfectă atât pentru o gustare rapidă, cât și pentru un desert rafinat după cină. Oricât de mult îți place să experimentezi cu mixuri de ingrediente, recomandarea mea este să încerci această prăjitură făcută de la zero. Vei simți aroma și savoarea autentică a fructelor sezoniere, iar familia ta se va bucura de ocazia de a savura împreună această prăjitură delicioasă. Pregătirea prăjiturii cu iaurt și căpșuni poate fi, de asemenea, o experiență distractivă și plină de energie pozitivă. Pentru mine, acest desert aduce amintiri frumoase ale zilor de vară petrecute alături de familie și prieteni. Acum, chiar și în timpul iernii, mi-aduce aminte de momentele pline de bucurie petrecute împreună cu cei dragi. Deci, îndrăznește să surprinzi papilele gustative și să creezi o amintire memorabilă cu această prăjitură cu iaurt și căpșuni. Este o alegere delicioasă și sănătoasă pentru orice ocazie, iar aroma și textura sa vor face cu siguranță să te îndrăgostești de ea. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele: 4 gălbenușuri, sare, 100 g zahăr pudră, 100 g unt, o linguriță și jumătate esență vanilie, 284 g făină, 4 g praf copt, cremă căpșuni, 625 g căpșuni, 84 g amidon de porumb, 190 g zahăr, 190 ml apă, cremă iaurt, 625 g iaurt grecesc, o linguriță și jumătate esență vanilie, 63 g amidon porumb, 4 albușuri, sare, 130 g zahăr pudră. Dragilor, începem această rețetă de prăjitură cu iaurt și căpșuni prin a pune căpșunile tăiate într-un bol. Următorul pas, dragii mei, este să adăugăm zahărul. Amidonul de porumb. Apa. Și amestecăm până se încorporează toate ingredientele bine. În continuare, punem o oală la foc mic. Și turnăm compoziția. Amestecăm până se topește zahărul și se îngroașe. Acum ne apucăm de aluat și punem gălbenușurile într-un bol. Mai adăugăm sarea, zahărul pudră și mixăm până se topește zahărul. Acum topim untul. Adăugăm peste gălbenușuri. Și mixăm. Mai adăugăm esența de vanilie. Și mixăm din nou. Următorul pas este să punem peste făină praful de copt. Și mixăm să se distribuie bine în compoziție. În continuare, punem făina peste gălbenușuri. Și amestecăm. Acum luăm o pătrime din aluat și o punem la congelator. Următorul pas, dragii mei, este să punem hârtie de copt în tavă. Dăm cu puțină făină pe masă și întindem restul de aluat într-un cerc. În continuare, punem aluatul în tavă
și întindem bine cu mâna. Acum, dragilor, punem crema de căpșuni. Și nivelăm. Apasă butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Și dacă vrei să ne susții, te anunțăm, găsești linkul la cartea noastră de bucate digitală de pe Amazon în descrierea rețetei. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Următorul pas este să ne apucăm de aluatul de iaurt și punem iaurtul într-un bol. Peste mai adăugăm esența de vanilie. Amidonul de porumb. Și mixăm să se încorporeze bine. În continuare, luăm albușurile rămase și le punem într-un bol. Mai adăugăm sarea și mixăm. Acum adăugăm zahărul, puțin câte puțin, ca la bezea, și mixăm. Până bezeaua stă fermă pe palete. După aceasta adăugăm bezeaua treptat peste iaurt și amestecăm cu o spatulă. Următorul pas este să turnăm compoziția de iaurt peste căpșuni și nivelăm. În continuare, scoatem aluatul rămas de la congelator și îl radem deasupra. Acum, băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, circa 40 de minute sau până crește uniform. La sfârșit, scoatem din formă. Lăsăm la răcit. Și dăm cu zahăr pudră deasupra. Sperăm că ți-a plăcut rețeta noastră, îți dorim poftă bună și nu uita să dai abonare și like pentru a fi alături de noi la rețetele următoare.